Materialul de astăzi se intitulează despre cum să scapi de suferință. Mulți dintre noi trăim zilnic cu suferință și pentru a nu mai simți ne folosim de alimente, de alcool, de țigări, de droguri. Amorțiți, uităm de durerea emoțională. Alții apelează la mecanisme interne pe care de prea puține ori le conștientizează, de tipuri negarea problemei sau refugierea în muncă. Sunt alții care o proiectează asupra celorlalți, care devin astfel vinovați pentru suferința lor. Câți însă au curajul să se întrebe cum sunt eu responsabil pentru evenimentele care mi-aduc suferință? Avem așadar la îndemână diferite modalități temporare pentru a fugi de durere. Însă ele nu rezolvă problema, nu rezolvă cauza problemei. Nu fac decât să ne păstreze într-un mediu familiar, toxic, de suferință. Încăpățânați, refuzăm să trăim altceva. Omitem că nu ne putem ascunde de noi înșine. Și tot ceea ce ascundem ne vorbește prin furie, prin nemulțumire. Suferința nu are un glas, pentru că nu folosește cuvinte. Dar o simți și dacă o asculți, vei auzi un sunet surd. Și dacă suferința nu ar fi un mod de a trăi, așa cum îl percepem, ci o stare prin care ni se atrage atenția că acționăm împotriva intereselor noastre. Să spunem că suferința este precum beculețul de pe bordul mașinii, care în momentul în care se aprinde, te anunță că mașina are o problemă. Dacă alegem sau nu să dăm curs mesajului transmis de beculeț, va stabili dacă vom avea o mașină funcțională pe termen lung sau nu. Cu mașina ta te-ai comporta așa cum te comporți cu tine? Suferința te provoacă, fiind forma prin care se exprimă întrebarea cât de mult mă iubesc pentru a face ceea ce mă avantajează. Putem să rezistăm durerii, dar putem să o pătrundem pentru a o vindeca? Hai să vedem care sunt cauzele suferinței. Suferința apare uneori din inacțiune, fiindu-ne frică să acționăm în avantajul nostru sau încă nu suntem pregătiți să acceptăm realitatea așa cum este. Și atunci alegem să ne mințim cu speranțe de tipul o să fie iarăși cum a fost. Practic, ne-am atașat de ceva ce nu mai există, iar prin refuzul nostru de a fi flexibil, adaptabil la noua situație de fapt, ne prelungim suferința. Este greu să dai drumul, știu. Știu. Suferința poate fi expresia unei mânii sau tristeți neexprimate și neexplorate. Este greu să ne acceptăm neputința, să acceptăm că am ales să ne mințim atâta timp, că am ales să ne luptăm cu cei pe care i-am primit în viața noastră și care ne-au dezamăgit, refuzând astfel să ne vedem responsabilitatea în acest proces generator de durere. Și cum să nu doară când nu ai primit ceea ce aveai nevoie? Prin urmare, ne este greu să ne iertăm, să ne iertăm că ne-am amăgit, să ne asumăm neîmplinirile. Iubirea înseamnă iertare. Suferim așadar, întrucât nu putem da drumul trecutului, pentru că ne judecăm cu mintea de astăzi pentru faptele de ieri și atunci când devine vorba despre a merge în viitor, nu putem ajunge acolo, întrucât suntem cu o persoană pe care nu am iertat-o și în care nu avem încredere. Suferința poate fi generată de pierderea persoanei iubite, întrucât toate proiecțiile noastre mentale cu privire la relația respectivă s-au năruit. Plecarea celuilalt lasă un gol în interiorul nostru. Gol combinat cu o lipsă de sens, generată de neîmpărtășirea iubirii de către celălalt. Răspunsul emoțional la dispariția, pierderea persoanei iubite, va lua forma doliului. Iubirea împărtășită aduce cu sine liniște, apartenență și siguranță.
Ce-ți mai rămâne atunci când nu mai e cumulul de stări pozitive adus de prezența celuilalt? Uneori, suferința este percepută ca o nedreptate cu care ne confruntăm, cu care intrăm în contact total din întâmplare și nemeritat. Alteori, mintea noastră rătăcește, ba în trecut, ba în viitor, și nu stăm prezent. Este foarte greu să rămâi ancorat în prezent. Avem puterea de a rezista suferinței. O facem zilnic, așa cum și ea are puterea de a rămâne. Credem că suntem într-o luptă pe care trebuie să o câștigăm, să ieșim învingători. Și ne comportăm ca atare. Uneori, însă există și alte modalități de a câștiga. Și putem interacționa cu suferința într-un alt mod, numit vindecare. Și vindecarea începe în momentul în care cerem un sprijin din partea unui specialist. Pentru că doar așa vom înțelege ce emoții nerezolvate ascundem în noi și apoi să le punem în cuvinte pentru a afla ce anume ne lipsește. Între timp ce lucrez cu un specialist, iată alte soluții pe care le ai la îndemână. 1. Vorbește cu tine. Ascultă-te. Ți-ai asculta copilul dacă ți-ar spune că nu este bine? Sau l-ai repezi spunându-i să nu se mai zmiorcăie? Vrei iubire. Dar oferi iubire? Ție îți oferi iubire? Și dacă nu-ți oferi ție și oferi altora, de ce există dublu standard? Tu de ce nu meriți? Ce anume faci și te face nefericit? 2. Când apare gândul care provoacă durere, întreabă-te, este real? Și dacă vei stabili că nu este real, nu-l vei crede. 3. Dacă accepți că ți este dată cu un scop această situație provocatoare de suferință, înseamnă că stă în puterea ta să o rezolvi. Deci, ai nevoie să te întorci la tine pentru a-ți folosi resursele cu care ai fost înzestrat. Și dacă nu poți singur, cum spuneam mai devreme, cere ajutor specializat. Important este să nu te abandonezi și să faci ceea ce te avantajează. 4. Ce-ți spune istoria personală? Puține lucruri durează o viață întreagă, nu-i așa? Deci cele mai multe sunt temporare. Așa că ceea ce trăiești astăzi este trecător. Cum te simți când știi că suferința este trecătoare? Și 5. Nu știu care ți este relația cu divinitatea. Însă eu cred că nu ți-ar strica din când în când să vorbești cu Dumnezeu. Când îți este greu, privești în jos. Eu te invit să privești în sus. De ce? Pentru că atunci afli că nu ești singur și când ești sprijinit, treci mai ușor peste greutăți. Când accepți că suferința este mesajul pentru schimbare, atunci apare întrebarea, Doamne, ce vrei să-mi transmiți prin această situație? În viață, toate au un sens. Este nevoie doar să-l găsim. Nietzsche spunea așa, cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate să suporte orice. Prin urmare, care este de ceul tău pentru a pune capăt suferinței? În încheiere, te las următoarele gânduri. Obișnuiesc să spun că și dacă spui că poți și dacă spui că nu poți, în ambele variante ai dreptate. Dacă până acum nu ai acționat, înseamnă că te-a avantajat să nu o faci. A acționa în direcția vindecării de suferință cere curaj, iar curajul se bazează pe încredere, pe încrederea de sine. Încrederea că eliberând emoțiile negative din interior, nu vei deveni slab, ci puternic. Puternic întrucât nu te vei mai ascunde și vei privi în ochi ceea ce te înspăimântă, știind foarte clar că ține de tine să retragi energia care hrănește suferința. Poate că într-o dimineață, ca și mine,
vei realiza că și dacă te opui, viața merge mai departe. Și da, tu poți să ai parte de o zi minunată.